Sala ați văzut că directorul general a venit ieri tot cu buzunarele goale, poate face rost, azi nu știu, vedem, așteptăm. Încercăm să obținem acel transfer de la inițiativă legislativă către ordonanță de urgență, partea cu pensionările, și să mai obținem o ordonanță de urgență, program de închidere cu 90.000 de lei asigurați la bugetul de stat. E foarte important sursa de asigurare a banilor, pentru că dacă ar fi să-i asigure compania, ne-ar semna ăștia mâine, dar nu ți-ar da niciodată. Și atunci trebuie să fie sursa de la bugetul de stat. În rest, continuăm... Cristi, 5 grupuri. Da. Păi divorțul, clar, darea în plată, scoaterea termocentrale cu cele 5 grupuri, fără partea minieră. Deci asta... La asta îl vin. Bom? Păi uite, încet, încet, se conturează. Dacă 3 zile ne-au trebuit să scoatem, să modificăm programul care l-aveam făcut. Păi, venim și vi-l arătăm când avem forma finală, sperăm în cursul zilei. Am văzut 10 plan. Dacă nu, se vine mâine, poimine și mai lucrăm un pic împreună cu conducerea, că noi oricum suntem tot aici. Adică nu plecăm. Și cu ocazia asta vreau să fac din nou apelul care l-am făcut azi dimineață. Cu ocazia asta, că suntem iară povestit, 2 ore, o oră, cât se poate, mâine, poimine, cine are un pic de timp liber, să susținem colegii care... Și mâine și mâine. Bravo! Mai bine, da. Pentru că noi, ca și sindicat, ca și organizație sindicală, vrem să am și făcut un document, o să-l prezentăm și lor, vrem să le cerem să înceteze forma asta de protest, pentru că putem să stăm 2 zile în plus, nu trebuie să grăbim așa, pentru că mie mi se pare o formă extremă cu care eu oricum nu sunt de acord niciodată. Adică să facă ea greva foamei până la urmă, bucureștenii nu. Facem sesizarea către CSAT, convocarea CSAT-ului, solicităm sesizarea către președinție. Cam la asta lucrăm. În rest, rămâne pe poziție.